Așa cum ați auzit, continuăm studiul nostru în Cartea Evrei, la capitolul 4, începând cu versetul 14. Și în această dimineață aș dori să vorbesc despre o temă care a mai fost abordată în Cartea Evrei, tema perseverării, și am intitulat porțiunea aceasta de pasaj Iisus, motivul perseverării noastre. Iisus Hristos, care este prezentat în locul acesta ca mare preot, este motivul perseverării noastre. Tema este preoția Domnului Iisus Hristos, așa cum arată versetul 14 și versetul 15, când repetă de două ori, sub o formă verbală, expresia asta: avem un mare preot. Versetul 15: n-avem un mare preot care să n-aibă milă. Deci avem unul care să aibă milă, da? Așadar, tema acestei porțiuni este Iisus, marele nostru preot. Poate pentru noi astăzi ideea de mare preot nu are foarte mare însemnătate, dar dacă ai fi fost evreu și ai fi trăit în poporul Israel, una dintre cele mai mari tragedii în viața poporului Israel este când poporul Israel a fost exilat și nu mai aveau mari preoți care să aducă jertfe și să rezolve problema păcatului așa cum Dumnezeu a spus. Dumnezeu a intenționat ca păcatele să fie acoperite prin jertfă. Când au fost exilați, când au pierdut templul, când au pierdut tot sistemul levitic preoțesc, nu mai aveau oameni care să arate că problema păcatului este rezolvată. Pentru ei era o tragedie la propriu. Și pentru evreu, cuvântul acesta că avem un mare preot este un lucru deosebit de important. Este un lucru deosebit de important. Dar mai ales pentru el, pasajul acesta era un pasaj foarte izbitor, foarte agresiv, aș putea spune, pentru că textul vorbește despre un mare preot, un singur mare preot. Iar noi știm că în poporul Israel mare preot se perindau, veneau după cum le venea rânduiala stabilită de Dumnezeu. Aici vorbește despre un mare preot, unul singur, da? Sau marele preot. Cine o fi acesta, da? Acum, ca să înțelegeți de ce, el face un fel de concluzie aici, zice astfel, fiindcă avem un mare preot. Dacă vă uitați la capitolul 3 și capitolul 4, nu vorbește despre niciun mare preot. Totuși el trage o concluzie, astfel, în felul acesta, pentru că avem un mare preot. Unde s-a vorbit despre marele preot? Păi s-a vorbit despre marele preot în capitolul 2. S-a vorbit despre marele preot în capitolul 2. Capitolul 3 și capitolul 4, cea mai mare parte, sunt un fel de paranteză folosită de apostol pentru a aplica ce a spus el până în capitolul 3 și capitolul 4. Da? Sunt un fel de paranteză care sunt o chemare. Dom'le, în funcție de ce v-am zis sau datorită faptului că Iisus este cine este, sunteți chemați la credincioșie și la credință. Uitați ce spune capitolul 2, versetul 17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Deci tema marelui preot a început în capitolul 2. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Și de aici începe să vorbească despre Iisus nu ca mare preot, ci despre Iisus ca fiind mai mare decât Moise. Da, capitolul 3 și capitolul 4. După ce face paranteza aceasta, chemarea aceasta, el reia tema marii preoții a Domnului Iisus Hristos, începută în capitolul 2. Deci acesta este tema. Tema este Iisus, marele preot, dar tema Iisus, marele preot, este aplicată audienței, da? Nu face pur și simplu așa o dizertație despre Iisus care este mare preot. Ați înțeles că Iisus e mare preot? Da. Bun, mergeți acasă. Și el aplică tema asta, da? Cu ce mă ajută pe mine că Iisus e mare preot? Un profesor de homiletică învăța la un moment dat pe studenții lui, zice, imaginați-vă de fiecare dată când vă suiți la amvon că eu stau în bancă cu o pancardă pe care scrie și ce dacă? Sau ce cu asta? Iisus e mare preot. Grozav, Iisus e mare preot. Și el aplică lucrul ăsta chiar de la începutul pasajului, de la începutul secțiunii care introduce subiectul marelui preot. Aplică de la început, da? Face o aplicație de la început și spune astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să facem următorul lucru, da? Și chemarea pe care el o face, de fapt, este o chemare la credincioșie și la comuniune cu Dumnezeu. Sunt două chemări care sunt făcute în pasajul acesta, la versetul 14, la versetul 16, și ne voi uita pe scurt la amândouă. Prima dată se face o chemare la credincioșie, zice, fiindcă avem un mare preot, să rămânem. Dați-mi dumneavoastră un sinonim pentru a rămâne. Să?
stăm, să perseverăm, altceva. Să rămânem, când îți spune să rămâi. Ce vrea să-ți spună? A spus. Să continuăm, să perseverăm, să rămânem, da? Să stăm în locul în care ne-am pus, da? Deci, cu alte cuvinte, prima chemare care este făcută pentru noi este să perseverăm, să continuăm, să fim credincioși, să rămânem credincioși. Noi suntem credincioși, dar să continuăm în această stare de credincioșie. A doua chemare pe care o face este în versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului. Da? Ne cheamă la comuniune. Credincioșii, cu alte cuvinte, sau responsabilitatea noastră de a persevera, cuprinde două aspecte. Să fim credincioși în privința ceea ce am făcut în trecut, da? Mărturisirea este în trecut. Zice să rămânem. Rămâi numai în ceva ce ai început deja, da? Deci să fii credincios, să vadă în viața ta credincioșie și al doilea lucru, să continui într-o viață de comuniune cu Dumnezeu. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Da? Una dintre chemări privește ceva ce s-a întâmplat în trecut. Noi l-am mărturisit pe Domnul Iisus și suntem chemați să fim credincioși mărturisirii pe care am făcut-o. Iar pentru ceea ce rămâne în viitor, spune să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului, pentru că acolo avem îndurare, avem har și putem să fim ajutați la vreme de nevoie. Chemarea este la perseverență, iar perseverența cuprinde aceste două aspecte, credincioșie și comuniune. Care sunt argumentele pe care El ni le dă ca să facem lucrurile acestea două? Să fim credincioși, să fim credincioși și să păstrăm comuniunea cu Dumnezeu. Care sunt argumentele? Haideți să vedem. Versetul 14. Fiindcă avem un mare preot însemnat sau special sau unic sau deosebit. Toți marii preoți din Israel nu aveau absolut nimic deosebit, toți erau la fel. Toți erau păcătoși, toți erau luați dintre oameni din popor, nu era nimic deosebit cu privire la ei. Dar ni se spune despre Domnul Iisus Hristos că El este însemnat sau El este deosebit sau El este unic. Și fiindcă este unic, să rămânem în mărturisirea Lui. Evreul era ispitit datorită prigoanei să se întoarcă înapoi la sistemul vechi. Lasă, Domnule, că avem și noi marii noștri preoți. Lasă că avem și noi jertfele noastre. Lasă că avem și noi ritualele noastre. De ce trebuie să sufăr eu ca fraierul că mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos și să pierd eu toate averile și să-mi pierd eu comunitatea în care a crescut și să pierd eu tradițiile astea? Dar ce, Domnule, de ce să fac eu lucrul ăsta când eu am acolo acasă la mine? Că noi avem în iudaismul nostru, în poporul nostru, avem toate lucrurile astea date de Dumnezeu. Și autorul spune de la bun început, Iisus Hristos este un mare preot însemnat, deosebit, unic, special. El nu este ca ceilalți. În al doilea rând spune despre Domnul Iisus Hristos că a străbătut, care a străbătut cerurile. Pentru un evreu, în mintea unui evreu când asculta lucrurile acestea și imagina ritualul pe care îl făcea marele preot atunci când aducea ispășire pentru păcatele norodului. Ce făcea el? Venea din afară, intra în curte, aducea jertfă pe altarul acela mare care era acolo, chiar când intra în curte, unde era cortul întâlnirii, după aceea era un lighean mare cu apă unde se făceau niște spălări pentru preoți. Și înainte să intre în cortul întâlnirii și după ce ieșea din cortul întâlnirii și apoi intra în locul sfânt și apoi în locul preasfânt unde aducea ispășire pentru păcatele norodului. Însă lucrul acesta îl făcea în fiecare an. Scriptura ne vorbește aici despre Domnul Iisus Hristos care a străbătut cerurile. Ce se întâmpla la cortul întâlnirii era doar o imagine la ceea ce a urmat să facă Domnul Iisus Hristos mult mai grozav, mult mai important. Și ni se detalizează lucrul acesta în Evrei capitolul 9, versetul 14. Evrei capitolul 9, versetul 12, mă scuzați, zice așa. Și a intrat Hristos, da, versetul 11, Hristos a venit ca mare preot, versetul 12, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Iar locul preasfânt despre care vorbește este locul ceresc al prezenței lui Dumnezeu. Ce era acolo la cortul întâlnirii era doar o imagine a faptului că noi nu putem intra în cer, noi nu putem intra în locul preasfânt al lui Dumnezeu. Era pusă perdeaua aceea acolo pe care erau așezați doi heruvini. Nu ai acces în prezența lui Dumnezeu. Dacă vii aici, ești făcut praf. Ești distrus. Pentru că ești păcătos. Iisus Hristos nu a făcut doar ritualul acesta de a intra în cortul acela pământesc, ci a intrat chiar în cer.
În locul în care El de fapt vrea să ne ducă pe fiecare dintre noi, da? A intrat chiar în locul acela preasfânt, a străbătut cerurile. Iar textul spune că nu doar a străbătut cerurile, ci s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, că stă acolo și mijlocește pentru fiecare, pentru fiecare dintre noi. El repetă lucrul acesta în versetul 24 din capitolul 9, unde zice că Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească. Adică în cortul întâlnirii, cum intrau mari preoți. Ci a intrat chiar în cer. Ia auziți, a intrat chiar în cer. Ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Niciun mare preot n-a putut să facă lucrul acesta. De aceea Iisus este mai mare decât toți aceia mari preoți. De fapt, El este împlinirea a ceea ce Dumnezeu a arătat prin ei. Și apoi spune, al treilea loc pe care îl spune despre Hristos, El nu doar este însemnat, nu doar a străbătut cerurile, El este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Marii preoți din vechiul legământ erau oameni luați dintre fiii oameni, din popor, oameni păcătoși, oameni dintre leviți. Dar aici spune că noi îl avem pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Nu este numai un fiu al omului, ci este Fiul lui Dumnezeu. Și aceste trei motive sunt prezentate ca noi să rămânem în mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Să nu mărturisim pe nimeni altcineva. Este o aplicație practică, chiar dacă unii spun că nu este o aplicație practică, este o aplicație practică pentru noi și pentru toți oamenii care trăim în țara aceasta și mai ales aceia care aderă și sunt ispitiți la propriu în ortodoxism, în catolicism, în alte religii, să găsească mijlocitori pe alți oameni. Asta este realitatea. Ei spun, ei nu sunt mijlocitori ca Domnul. Sunt niște artificii teologice, niște expresii prin care ei încearcă să spună. De fapt, ei nu sunt mijlocitori ca Domnul Iisus, mai ca Domnul îi mijlocește, dar nu chiar ca Domnul Iisus. Dar când îi cântă stăpâna lumii, stăpâna universului, ție ne închinăm, mântuiește-ne. Oamenii asta înțeleg, că Maica Domnului te ajută și te mântuiește, asta înțeleg oamenii. Și românul și-a dezvoltat o teologie că până ajungi la Dumnezeu te mănâncă toți ființe. Și nu mai ajungi la unicul mijlocitor, la singurul mijlocitor, la cel care a făcut lucrarea de ispășire pentru păcatele noastre. Marele nostru preot, Domnul Iisus Hristos. Dacă l-ai mărturisit pe Hristos, rămâi în mărturisirea aceasta. Rămâi în mărturisirea aceasta. Noi, într-un fel, în țara aceasta, evanghelicii, ne potrivim cu evreii creștini de acum 2000 de ani. Când au început oamenii să-L mărturisească doar pe Domnul Iisus Hristos, că asta a fost problema. Nu că îl mărturiseau pe Hristos, că ei spun, dar ce, noi nu mărturisim pe Hristos? Păi sigur că mărturisim și noi pe Hristos, nu? Ei au spus, noi îl mărturisim doar pe Hristos. Doar Hristos, nu sfinții, nu patronii spirituali, numai ca Domnului. Nimeni nu poate să ne ajute cu nimic la mântuirea noastră. Noi îl mărturisim doar pe Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta a adus foarte multă prigoană. Iar mărturisirea despre care se vorbește aici, să rămânem tari în mărturisirea noastră, unii dintre noi n-ar trebui să rămânem în mărturisirea noastră. Dacă mărturisirea noastră la început a fost falsă, nu trebuie să rămânem în ea, da? Dacă a fost nesinceră, nu trebuie să rămânem în ea. Scriptura vorbește aici despre o mărturisire a credinței, da? Prin credința din inimă și cu mărturisirea cu gura se ajunge la mărturire. Dacă ai avut o asemenea mărturisire reală, adevărată, aceasta este o mărturisire, sau cel puțin în cazul acesta era o mărturisire publică, că de asta erau prigoniți pentru ea. Era o mărturisire verbală, ei spuneau lucrul acesta clar, noi nu mai ne ducem la mari preoți de la templu sau la cortul întâlnirii, noi avem de mare preot pe Domnul Iisus Hristos. Era o mărturisire clară, nu era nimic confuz în asta, toată lumea înțelegea mesajul lor și considerau că mărturia lor este o blasfemie, dar mărturisirea lor era clară, mărturisirea lor era constantă. În mărturisirea aceasta sunt ei chemați să rămână. Să ne întrebăm fiecare dintre noi în dimineața asta, dacă mărturisirea noastră înaintea lumii e clară, dacă ei știu ce mărturisim noi. Mulți dintre ei întreabă așa stupefiat. Dar care e diferența dintre voi și noi? Mare. Mare! Și ar trebui să o știe. Să fie o mărturisire publică. Să fie o mărturisire clară. Să fie o mărturisire constantă. Să fie o mărturisire verbală. Eu mărturisesc cu trăirea mea. Eu așa, cameleon aici la locul de muncă sau cameleon între prietenii mei, între colegii mei. Eu îl mărturisesc pe Domnul prin faptele mele. Aia este mărturia ta practică, dar trebuie să ai o mărturisire cu gura a Domnului nostru Iisus Hristos. Iar rugăciunile noastre arată de multe ori falimentul nostru în a fi făcut lucrul acesta în timpul săptămânii. Versetul 15 și 16 prezintă alte câteva motive ca să, de data aceasta, nu să fim credincioși mărturisirii noastre, ci să apelăm la Domnul Iisus Hristos, la
comuniunea cu El pentru că avem har acolo. Ia auziți ce spune. Versetul 15, că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Întrebarea care se pune este următoarea. E un lucru grozav că Hristos, marele nostru preot, are milă. Deci că nu avem unul care să n-aibă milă. Avem unul care are milă, da? Prezintă formă negativă mila lui pentru noi. Întrebarea este ce sunt slăbiciunile acestea? Ce sunt slăbiciunile acestea? Are milă numai de slăbiciuni sau are milă de faptul că păcătuim și de faptul că greșim? Pentru că chemarea asta este, chemarea este să ne apropiem, dar cu deplină încredere. Da? Chemarea la comuniune cu Dumnezeu se bazează pe o înțelegere a cine este Iisus ca mare preot. Falimentul nostru de a avea o viață constantă de rugăciune se datorează și acestui lucru. Că noi nu suntem convinși de cine este Domnul Iisus Hristos pentru noi. Eu sunt convins de lucrul ăsta. Faptul că nu alergăm la rugăciune, faptul că nu alergăm la Dumnezeu. Și nu mă refer la faptul de a spune, ceea ce este foarte bun, ca să fie clar, 10 sau 20 minute sau 30 minute dimineața și seara să stai în prezența lui. Nu doar la asta mă refer. Să alergi la Dumnezeu ca să capeți ajutor în vreme de nevoie. Iar avem nevoie în fiecare zi. În fiecare zi avem perioade, momente de nevoie și nu alergăm la El. Ajungem de atâtea ori în timpul zilei la epuizare, din lucruri banale, arătând în felul acesta cât de slabi suntem. Și scopul nu este să venim duminica sau să ne ducem în fiecare seară și să ne cerem iertare. E bine că facem lucrul ăsta. Dar de ce să ne apelezi atunci în vremea de nevoie la El? Și Dumnezeu Hristos să te ajute nu doar iertându-ți păcatele, ci ajutându-te să treci printr-un moment de ispită fără să păcătuiești. De ce ne apelăm? Și eu cred că în versetele acestea două ni se arată care este cheia comuniunii cu Dumnezeu. Și cheia comuniunii cu Dumnezeu este aceeași cheia perseverării sau a rămânerii în credincioșie. Și anume să înțelegi cine este Domnul Iisus Hristos. Nu există niciun fel de ritual spiritual în ăsta special, un ritual în ăsta yoghin, da? În care, nu știu, să țipăm la Dumnezeu, să facem cine știe ce, ca să ne ajute El într-o situație de nevoie. Totul depinde de a înțelege cine este Hristos. Dacă ai înțeles cine este Hristos, te vei duce la El. Ia auziți care este argumentul lui. Întâi lămurim ce slăbiciunile astea ale noastre, nu? Lămurim ce slăbiciunile noastre. Slăbiciunile noastre sunt explicate și în capitolul 5, versetul 3. Vorbește despre marele preot. Versetul 2 zice, el poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Versetul 3, și din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe. Auzi că slăbiciunea asta nu era un lucru oarecare. Trebuia să aducă jertfe pentru slăbiciunea aceea. Ce e slăbiciunea aceea? Și auziți, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru păcatele norodului. Deci slăbiciunile acelea despre care vorbește, slăbiciunea aceea este sau sunt lucrurile păcătoase pe care le face. Faptele păcătoase, da? Păcatele din viața lui. Așadar, când spune că avem un mare preot care să... Că n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, se referă la păcatele noastre, că marele preot asta au venit să facă. Să aducă ispășire pentru păcate. Să aducă ispășire pentru păcate. Așadar, privim la comuniunea aceasta pe care El ne-o recomandă, ne sfătuiește ca să o luăm, da? Ne sfătuiește ca să o luăm, privim la comuniunea aceasta și la argumentele pe care ni le dă ca să avem această comuniune cu Dumnezeu. Primul argument pe care ni-l dă este empatia Domnului Iisus, mila Domnului Iisus pentru noi. El nu este unul care n-are milă de slăbiciunile noastre. El are milă de faptul că am păcătuit. El are milă de faptul că ne vede căzuți în stările acestea de păcat. Și spune că are această empatie. De ce? Pentru că este unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Când te duci înaintea lui Dumnezeu, un secret ca să-ți fie ușor să te duci în rugăciune înaintea lui Dumnezeu este să înțelegi că Domnul Iisus Hristos știe ce înseamnă să fii ispitit. Eu v-aș spune în dimineața aceasta că Domnul Iisus Hristos este singurul care știe cu adevărat cât de puternică este ispita. Noi știm, dar nu știm ca El. Să vă spun de ce. Dacă ai fi ispitit, să presupunem că într-o zi ești ispitit. Ești ispitit, nu știu, te supără soția, nu se întâmplă în adunarea noastră, dar te supără soția, da? Pe nedrept sau nedrept, nu contează. Și tu zici, bă, eu nu mai îmi bag capul. Ce îmi vine la gură, eu îi zic. Atunci,
nu ai simțit cât de ce forță are ispita. De ce? Pentru că ți-ai dat drumul. Ai căzut în ispită, nici măcar nu te-ai luptat cu ispita, nu te-ai împotrivit. Când simți puterea ispitei? Când te împotrivești ei. Care a fost singura persoană din lumea asta care s-a împotrivit în fiecare moment tuturor ispitelor până la capăt? Domnul Iisus, asta înseamnă că El este singurul care știe forța ispitei cu adevărat. El este singurul care știe întreaga forța ispitei pentru că El a rezistat tuturor ispitelor și a biruit toate ispitele. Niciunul dintre noi n-am fost în situația aceea. Să te foarte miști pe lângă Domnul Iisus Hristos în cazul acesta. Acum eu v-aș sugera să înțelegeți că atunci când spune Scriptura aici că El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, este o declarație generală. De exemplu, Domnul Iisus Hristos n-a fost niciodată femeie și să înțeleagă ispitele pe care le are o femeie când este însărcinată. Anumite probleme pe care le are numai atunci și diavolul se ocupă de ea atunci și de slăbiciunile pe care le are atunci ca să o ispitească și să o facă să păcătuiască. Domnul Iisus nu știe lucrul ăsta. Înțelegeți? Domnul Iisus Hristos n-a fost niciodată bătrân ca să înțeleagă ispitele bătrâneței. Domnul Iisus n-a avut niciodată cancer de sân ca o femeie ca să înțeleagă ispitele sau ce experimentează o femeie când trece pentru o asemenea situație. Aș putea vă da o grămadă de situații și de ipostaze omenești prin care Domnul n-a trecut. Dar, ca principiu general, ca ființă umană, Iisus Hristos a trecut prin tot felul de ispite. Nu a fost nicio ispită grozavă pe care Satana s-o fi putut aduce Domnul Iisus Hristos și pe care El să nu n-o fi resimțit. Și repet din nou, faptul că El a rezistat tuturor ispitelor și s-a împotrivit tuturor ispitelor până la capăt, El este superior nouă. El a simțit forța tuturor ispitelor într-un mod în care niciunul dintre noi n-a simțit, pentru că a rezistat, pentru că s-a împotrivit. Și doar atunci când te împotrivești, simți puterea lor. Și spune că El este unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar diferența dintre El și noi, foarte mare, fără păcat. Fără păcat. El nu este milos cu noi, fiindcă și El a păcătuit. Știți cum mai spunem noi uneori? Lasă-mă că și noi greșim. Deci trecem, noi suntem îngăduitori cu ceilalți egoiști. Din egoiști suntem îngăduitori cu ceilalți. Și eu sunt greșit, aș fi ipocrit dacă aș fi prea aspru cu El. Da? Domnul Iisus nu este așa. El nu are milă născută din egoism sau ipocrizie. El are milă și empatie reală. El știe forța ispitei, puterea ispitei. El n-a căzut în ea, este fără păcat și totuși are milă. Aia este o milă autentică. Nu este o milă bazată pe faptul și eu sunt greșit. Cine știe, poate altă dată mă vede și pe mine păcătuind și așa că nu o să fiu aspru cu El, o să am milă cu El, o să am îngăduință cu El, că știu că îmi vine și mie rândul. Nu de asta a avut El milă. El are milă pentru că asta a fost misiunea Lui, de a veni ca mare preot să fie un avutor pentru cei care sunt în păcat. Așadar, suntem chemați să ne apropiem de Dumnezeu, să avem comuniune cu El, pentru că avem un mare preot, un mijlocitor, care este empatic, care este milos, care privește la slăbiciunile noastre și nu bubuie de nervi, nu are crize de nervi. Versetul 16. Spune să ne apropiem, dar cu deplină încredere. Niciun preot nu se ducea cu deplină încredere în cortul întâlnirii. El se ducea, dar se ducea cu frică. I se puneau clopoței pe marginile hainelor ca să se audă și când intră și când iasă și spune acolo Sfânta Scriptură. Vă plictisește de multe ori cărțile alea din Scriptură în care se descriu toate ritualurile. Dar este foarte important acolo. Spune acolo că trebuia să se audă sunetul clopoților ca să nu moară înaintea Domnului. Trebuia să aibă pe frunte. Avea o tăbliță pe mitra aceea pe care scria Sfințenie Domnului. Totul acolo era Sfințenie. Și intra acolo și dacă Dumnezeu considera că nu-i cum trebuie ce-a făcut El, îl omora. Fără niciun fel de discuție, fără niciun fel de problemă. Scriptura ne spune nouă acum să ne apropiem de locul acela al prezenței lui Dumnezeu cu deplină încredere, cu convingere. De ce? Pentru că s-a făcut o ispășire reală pentru păcatele noastre. Dumnezeu nu mai are motive să fie supărat pe noi, mânios pe noi. Pentru că marele acesta preot a absorbit mânia noastră. De multe ori, noi ca și credincioși, în ciuda faptului că știm cine este Domnul Iisus Hristos, sau ar trebui să știm cine este Domnul Iisus Hristos, ne apropiem cu frică de Dumnezeu. Cu frica necredincioșilor. Cu frica necredincioșilor. Ce-o face Dumnezeu cu noi? Asta înseamnă negarea lucrării pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Comuniunea cu Dumnezeu trebuie să fie marcată de credință. De credință, de încredere, de curaj, de convingere. Nu de tupeu,
Nu de obrăznicie, nu de familiaritate cu Dumnezeu, o familiaritate păcătoasă, dar ar trebui să fie marcată de încredere. O încredere bazată, nu, a, eu sunt copilul Dumnezeu, nu am nicio treabă. Doamne, am venit așa, tăticu, să avem o discuție, noi doi. Nu! Ci o încredere bazată pe ceea ce știu că a făcut Iisus pentru mine. Și intru cu încredere acolo, uitându-mă la cine este și ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine. Apoi spune că această comuniune trebuie făcută pentru a ajunge la scaunul harului sau scaunul îndurării. Scaunul harului, scaunul îndurării este locul acela al chivotului pe care era capacul ispășirii, locul în care se aducea ispășire și în care se arăta că locul manifestării prezenței lui Dumnezeu, a sfințeniei lui Dumnezeu, se transformă pentru noi într-un loc al harului datorită ispășirii. Heruvimii aceia de pe capacul ispășirii, heruvimii de pe perdeaua aceea arătau sfințenia lui Dumnezeu, dar cel care intra acolo nu vedea doar sfințenia lui Dumnezeu, ci vedea harul lui Dumnezeu datorită ispășirii. Datorită faptului că s-a adus o jertfă pentru păcate. Pentru noi prezența lui Dumnezeu nu mai este o prezență a sfințeniei lui Dumnezeu care ne arată păcatul și ne condamnă, ci este o prezență a harului lui Dumnezeu. O prezență a îndurării lui Dumnezeu. De ce să venim în comuniune cu Dumnezeu? De ce să venim în comuniune cu Dumnezeu? Ia auziți ce spune versetul 16, partea a doua. Ca să căpătăm îndurare. Dar în ce situație? Despre ce situație vorbește? Păi vorbește despre situația slăbiciunilor noastre. Suntem încă ființe în această fire pământească. Ființe slabe, ființe ispitite, în tot felul. Și momentele, în vremurile de nevoie, spune aici, auziți cum spune, să găsim îndurare și să găsim har, să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie, la vreme de nevoie. Soluția pe care Dumnezeu ne-o dă în situațiile grele din viața noastră, în situațiile de ispită prin care trecem în fiecare zi, este să venim la scaunul harului și îndurării. De multe ori tratăm pe Dumnezeu în felul acesta. Dumnezeu, deși noi spunem că nu credem, așa îl tratăm. Dumnezeu a făcut lucrarea ispășirii pentru noi, ne-a iertat păcatele, cumva ce să mai facă acum pentru noi? Păi Scriptura ne spune ce? Ne-a deschis locul, ne-a deschis calea liberă în prezența lui Dumnezeu, în locul prezenței manifestate a lui Dumnezeu, ca să ne ducem acolo să spunem, Doamne, mulțumim că ne-ai iertat. Dar știi cum? Acum ni tare greu. Ni tare greu și știm că tu ai făcut totul. Asta eu, noi o să o dăm în bară, dar o să venim să apelăm din nou la jertfa ta. Nu? Noi avem iertarea lui, avem ispășirea Domnului Iisus Hristos și ne apropiem în prezența lui Dumnezeu ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Sunt atâtea crize mici sau mai mari, atâtea ispitiri prin care trecem în fiecare zi și îndemnul este, cred, destul de clar pentru fiecare dintre noi să căutăm comuniunea cu Dumnezeu. Să căutăm comuniunea cu Dumnezeu. Pentru că în această comuniune cu Dumnezeu, acolo la scaunul harului, la scaunul îndurării, căpătăm îndurare, găsim har și suntem ajutați la vreme de nevoie. Nu doar iertare, ci și ajutor în ispitire. Iar argumentele pe care le folosește autorul pentru ca să facem lucrurile astea două, să fim credincioși mărturisirii noastre și să căutăm comuniunea cu Dumnezeu, argumentul este prezentat în capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 10, în următoarea formă. Este foarte simplă, vă prezint de la bun început și apoi ne vom uita la ea. Argumentul este următorul. De ce să ții la mărturisirea marelui preot, Domnul Iisus? De ce să te apropii de scaunul harului pentru că ți s-a spus că ai un marele preot miros acolo? De ce? El prezintă două argumente. În primul rând, de la versetul 1 la versetul 4, arată reprezentarea mântuirii noastre în vechiul legământ. Și de la versetul 5 la versetul 10 ne arată realizarea mântuirii noastre în noul legământ. Adică argumentul autorului este nu fiți ispitiți să vă întoarceți înapoi la ceremoniile vechiului legământ. De ce? Care au fost doar o reprezentare a mântuirii care este deja realizată în noul legământ. În vechiul legământ au fost doar reprezentări. În noul legământ este realizată mântuirea. Asta sunt două părți ale pasajului. Ne arată cum a fost reprezentată mântuirea în vechiul legământ și ne arată că acum în noul legământ mântuirea nu este reprezentată, ci este realizată, cumpărată, procurată de plin. Și de ce te întoarce la reprezentări, la umbre, la simboluri, când acum ai în fața ta realitatea? Da? Ai realitatea. E ca și cum eu aș da capitolul 5, primele 10 versete, prezintă următoarea situație.
Ca și cum ia, dai eu, în primele patru versete îi dau lui Calvin numai mașinuțe, machetuțe din astea, dai, dau mașinuțe și arătă, ăsta e un BMW, ăla practic nu e un BMW. Am un BMW sau nici nu-i Mercedes, nu-i nimic, pe ăla am dat 10 lei sau 15 lei, depinde de calitatea mașinuței, da? Ăla e în miniatură. Și el merge și-l auzi ziua cum se joacă și spune, eu merg cu mașinuța, se întâlnește cu nu știu cine, povestește cu nu știu cine, inventează el poveștea lui, da? În mintea lui. Practic, este o realitate aia, s-a întâlnit, conduce el vreo mașină atunci? Nu. No. Aia este doar o umbră a ceva ce s-ar putea să se întâmple în viitor, da? Să presupunem, prin absurd, că eu la 18 ani o să-i cumpăr o mașinuță, da? Prin absurd. S-ar putea să-i cumpăr o mașinuță, dar tot ca alea care le-am cumpărat la 4 sau 5 ani. Dar să presupunem că aș cumpăra una la dimensiuni reale, da? Acum este o realizare, o realitate a ceea ce a fost reprezentat în tot timpul până când el a ajuns la maturitate și n-am vrut să mai joace cu mașinuțe din alea micuțe. Cam asta e argumentul pe care îl dă apostolul evreilor. Țineți la mărturisirea marelui preot Domnul Iisus. De ce? De-aia, pentru că ce aveți voi acum sau ce ați avut în trecut a fost doar o reprezentare. Aia n-a fost realitatea. Realitatea este abia acum. Realitatea este abia acum, da? Ăsta este argumentul simplu prezentat în două părți, în capitolul 5. Și haideți să ne uităm la aceste două părți. În primul rând ne uităm la reprezentarea mântuirii în Vechiul Legământ. Ni se arată slujirea marelor preoți din Vechiul Legământ. Zice, în adevăr, orice mare preot este luat din mijlocul oamenilor, este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. În primul rând, îi se prezintă slujba acestui om, da? Slujba marelui preot, slujba marelui preot. Și eu cred că în slujba marelui preot era arătată Evanghelia. De ce spun lucrul acesta? În primul rând, pentru că slujba aceasta marelui preot arăta că oamenii erau vinovați înaintea lui Dumnezeu. Zice ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Da? El era luat din mijlocul oamenilor și era pus pentru oameni ca să rezolve problema păcatelor lor. Asta înseamnă că atunci când venea evreul la cortul întâlnirii și marele preot făcea ceva pentru el, el spunea despre el care a venit acolo că este ce? Un păcătos vinovat. Și asta spune Evanghelia despre noi, că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând spune aici că el era pus pentru oameni lucrurile privitoare la Dumnezeu. Dar lucrurile privitoare la Dumnezeu aveau de-a face cu păcatul. Cu păcatul. Și dacă Dumnezeu cerea jertfă, înseamnă că Dumnezeu se prezintă pe sine și se prezenta acolo în slujba marelui preot ca un judecător. Venea evreul vinovat și Dumnezeu spunea, du jertfă pentru păcate. Asta înseamnă că Dumnezeu făcea acolo o judecată. Tu ești vinovat. Cineva trebuie să moară. Asta spune Evanghelia. Noi suntem vinovați, Dumnezeu este judecător și noi trebuie să murim datorită păcatelor noastre. Iar marele preot funcționa ca un mijlocitor acolo. Zice că era luat din mijlocul oamenilor și pus pentru oameni. El era un mijlocitor acolo. Funcționa ca o imagine a ceea ce urma să facă Domnul Iisus Hristos. Da? În lucrurile privitoare la Dumnezeu. Pe scurt, versetul 1 ne arată slujba evanghelică a marelui preot. Slujba care a fost de fapt împlinită de Domnul Iisus Hristos. Venea păcătosul vinovat. Venea acolo și își recunoștea păcatele, se aducea o jertfă pentru el, iar marele preot funcționa ca un mijlocitor între Dumnezeu și omul păcătos, aducând jertfe pentru păcatele lui. Asta este Evanghelia. Dumnezeu este judecătorul nostru, noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu, soluția pe care Dumnezeu a dat-o pentru păcatele noastre este Domnul Iisus Hristos, care este și mijlocitorul nostru și este și cel care a murit pentru noi. El este împlinirea toate întregii acelei slujbe preoțești. Ni se arată apoi că și marii preoți din Vechiul Legământ erau sensibili și miloși. Auziți ce spune? El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă el nu ca Domnul Iisus, fiindcă nu era fără păcat. Nu fiindcă a rezistat ispite și știa cât de grea și grozavă ispita. Și el era îngăduitor, de ce? Fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și ca să-ți demonstreze că marii preoți erau și ei la fel de păcătoși ca oamenii care veneau acolo la el pentru mijlocire, în versetul 4 spune așa, în versetul 3, și din pricina acestei slăbiciuni trebuia să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru păcatele norodului. Deci o diferență foarte mare care ni se prezintă acum între Domnul Iisus Hristos, între sensibilitatea pe care Hristos o are pentru slăbiciunile noastre și sensibilitatea pe care o avea marele preot, care se baza pe faptul că și el era un păcătos. Și el era slab. Și el era slab. Și el cădea în ispită. Versetul 4 ne arată felul în care erau selectați oamenii aceștia.
Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Da? În primele versete ni se arată slujba marelui preot, sensibilitatea lui și selecția lui. Da? De la versetul 5 la versetul 10 ni se arată că reprezentarea mântuirii din vechiul legământ este realizată de Domnul Iisus Hristos. Și iarăși ni se spun trei lucruri despre Domnul Iisus Hristos. În primul rând, versetul 5, misiunea pe care l-a primit-o de la Dumnezeu. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot. Pentru că pentru un evreu era o problemă. Domnul Iisus Hristos nu venea dintre leviți. Ce caută Domnul Iisus să aducă el jertfă? Să fie el mare preot? Niciun om care nu era mare preot n-avea voie să intre la cortul întâlnirii. Cei care au vrut să facă slujbe pentru Dumnezeu, au vrut ei să facă slujbe pentru Dumnezeu și Dumnezeu nu le-a permis lucrul acesta, au fost omorâți de Dumnezeu. Au fost omorâți de Dumnezeu cu moarte năpraznică. Și se răspunde într-un fel problemele acestea. Cum Hristos poate să fie el mare preot dacă nu venea dintre leviți? El era din seminția lui Iuda. Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis și dă două citate. Unul din Psalmul 2, unul din Psalmul 110. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, Psalmul 110. Și cum zice iarăși într-un alt loc, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Despre Melchisedec nu se știe nici de unde vine, nu se știe nici când a murit. Se spune despre el că era și rege, și preot, și împărat, și preot. Și în textul acesta ni se dau două citate din Psalmul 2, care se referă la regalitatea Domnului Iisus Hristos, și un citat din Psalmul 110, versetul 6 aici, care se referă la preoția Domnului Iisus Hristos. De aceea se spune că el este după rânduiala lui Melchisedec, nu după rânduiala lui Aron. Da? Deci misiunea pe care Domnul Iisus a avut-o este o misiune primită de la Dumnezeu. Și autorul își argumentează lucrul acesta cu citate din Sfânta Scriptură. Apoi ni se arată procesul de maturizare prin care a trecut Domnul Iisus Hristos. Și aici vreau să fiți atenți pentru că sunt niște expresii care au dat de furcă multor oameni. Ia auziți ce spune despre Hristos. Versetul 7. Este un lucru interesant pe care vreau însă să-l observați. Versetul 5 vorbește despre misiunea pe care a primit-o Hristos, iar versetul 9 vorbește despre mântuirea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Și autorul putea să spună simplu: domnule, Hristos a fost chemat de Dumnezeu să facă mântuirea, el s-a dus la cruce și a procurat mântuirea. Scurt pe doi. Misiunea pe care a dat-o Dumnezeu, lucrarea pe care el a înfăptuit-o. Însă autorul nu face lucrul acesta. El spune că între misiunea pe care a dat-o Dumnezeu și mântuirea pe care Hristos a procurat-o pentru noi, a fost un proces prin care Domnul Iisus Hristos a trebuit să treacă. Descris în versetul 7-8. Ia auzi ce spune. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să le izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat. Deci Iisus Hristos, care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, perfecțiunea întrupată, a avut nevoie să învețe ceva. A învățat. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și auziți, versetul 9. Și după ce a fost făcut, desăvârșit. Acum este clar că nu poți să înțelegi termenul desăvârșit în sensul de a fi inocent, da? Că a fost făcut desăvârșit, a fost făcut fără păcat, că el n-ar fi fost fără păcat, dar a fost între timp făcut fără păcat, la cum trecem noi prin procesul acesta de desăvârșire. De ce nu putem să înțelegem lucrurile așa? Pentru că tocmai ai spus în versetul 15 că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Deci desăvârșirea prin care a trecut Hristos nu se referă la a scăpa de păcatul pe care l-a avut. Așadar, învățăm un lucru important acum, că fiecare expresie pe care o citim din Sfânta Scriptură trebuie interpretată în contextul ei. Dacă iei sensul cuvântului desăvârșit din alte pasaje care se referă la noi și la aplici pasajul acesta, avungi să spui despre Domnul Iisus Hristos că el a avut păcat și că Dumnezeu a trebuit întâi să-l curețe pe el de păcat și apoi să îl facă pe el mântuitorul nostru. Ceea ce este fals, este eretic la propriu, da? Vorbim despre mântuirea noastră aici. Bun, reluăm. Versetul 5 vorbește despre misiunea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Versetul 7 și 8 ne arată maturizarea prin care Domnul Iisus Hristos a trecut în înfăptuirea acestei mântuiri. Ia auziți ce spune. Și ne prezintă o scenă, cred eu, din grădina Ghețiman, ne vom uita imediat la Matei, unde spune așa: el este acela care, și aici cred că este secretul în interpretarea corectă a expresiei învățat și a expresiei făcut de săvârșit. În zilele vieții sale pământești. Iisus Hristos
Există din veșnicie. Dar există ceva ce l-a trăit în zilele sale pământești, pe care el n-a experimentat, ceva prin care n-a trecut din veșnicie când era cu tatăl. Înțelegeți? Așadar, maturizarea despre care noi vorbim aici, lucrurile prin care el a trecut, învățarea asta de care el a avut nevoie, desăvârșirea asta lui, privesc viața lui pământească. Nu viața lui veșnică cu Dumnezeu, da? Nu natura lui divină, ci privesc viața lui pământească. Bun. Zice despre Domnul Iisus că... Deci am înțeles care e contextul. Hai să vedem climaxul acestei maturizări, care este prezentat în grădina Ghețiman, de fapt. Aducea rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Vedeți intensitatea rugăciunii lui, strigăte mari, lacrimi, direcția rugăciunii lui către cel ce putea să-l izbăvească și confirmarea acestei lucrări a Domnului Iisus Hristos când el a mijlocit, zice, fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Și aș vrea să procesați puțin lucrul ăsta. Când Domnul Iisus striga cu strigăte mari, mă întreb cum dormeau ucenicii. Deci strigăte mari și lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Când el striga ca să fie izbăvit de la moarte, vă întreb pe dumneavoastră cum a fost el ascultat din pricina evlaviei lui. Spune Scriptura că a fost ascultat. El striga ca să fie izbăvit de la moarte. Și spune Scriptura că Dumnezeu l-a ascultat. Apostolul care scrie Evrei știa că Domnul Iisus a murit până la urmă. Da? Domnul Iisus Hristos, și dacă aveți Sfintele Scripturi, vă rog să deschide la Matei 26, Domnul Iisus Hristos strigă la Dumnezeu să depărteze paharul de la el. Să nu moară. Ia auziți, Matei capitolul 26. Deschideți acolo să ne uităm. Cum l-a ascultat Dumnezeu? Păi Dumnezeu l-a ascultat, pentru că este un psalm pe care îi citează apoi apostolul în Faptele Apostolilor, unde spune că n-a lăsat pe Sfântul tău să vadă putrezirea și l-a ascultat, că l-a izbăvit de la moarte, că Domnul Iisus Hristos a înviat. Ăsta e răspunsul foarte simplu și clar. Dumnezeu l-a ascultat pe Hristos și nu l-a lăsat mort, ci l-a înviat. Deci a fost ascultat și a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Bun, haideți să vedem Matei capitolul 26, scena aceasta în care Domnul Iisus Hristos se roagă lui Dumnezeu și zice așa. A luat, versetul 37, a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mânească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Iisus începe să preguste, să miroase momentele acelea ale morții. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Și cred că aceasta este scena pe care o descrie apostolul în Evrei, când cu strigăte mari și cu lacrimi striga înaintea lui Dumnezeu, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dorința Domnului Iisus Hristos de a nu lua paharul acesta nu este o dorință născută din frica lui de suferința fizică. Știm lucrul acesta. Da? Hristos nu se temea de suferința fizică, ci Iisus Hristos își arată în rugăciunea aceasta repulsia pe care o are față de păcatul nostru și față de a purta el o vină pe care el nu avea. Nu el păcătuise, nu el e vinovat, nu el trebuia să moară, nu el trebuia să poarte mânia lui Dumnezeu peste el. Mânia lui Dumnezeu este peste om. Mânia lui Dumnezeu este peste om, nu peste ființa Domnului Iisus Hristos. Însă el ajunge la un moment în care el trebuia să ispășească. El trebuia să poarte pedeapsa păcatelor noastre. Da? Și pentru că nu era natural lucrul acesta ființei lui, el își exprimă lucrurile, își exprimă dorința aceasta, întristarea aceasta în felul acesta. Însă vreau să observați o schimbare a rugăciunii Domnului Iisus Hristos după ce se duce la ucenici. Apoi a venit la ucenici și a găsit dormit și a zis lui Petru, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Versetul 42. Fiți atenți cum se schimbă rugăciunea Domnului Iisus. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, nu mai spune Tată, depărtează de la mine paharul. Asta e prima rugăciune. Tată, depărtează de la mine paharul. Ci spune, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul, vedeți cum se schimbă, nu mai spune Tată, depărtează. El înțelege și știa că de asta a venit, înțelege că trebuie să treacă prin lucrul acesta, acceptă să treacă prin lucrul acesta, se supune voiei lui Dumnezeu. Tată, dacă nu se poate să îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, ce spune? Facă-se voia ta!
Adică fie să trec prin moarte. Că asta era voia Tatălui. Că asta e voia Tatălui. Ei, a existat un proces, vedeți? A existat un proces în care Domnul Iisus Hristos a învățat, spune textul aici, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Adică a învățat să facă lucrurile acelea care erau total contrar naturii sale. Nu era normal ca el să moară. Nu era normal ca el să fie făcut blestem pentru noi. Nu era normal ca el să ia păcatele noastre. Nu era normal, nu era conform naturii sale. El era sfințenia întrupată. Ce treabă are el cu păcatul? El era Domnul vieții, îl numește Apostolul Petru în Faptele Apostolilor. Ce treabă avea ca el să moară? El este revelarea dragostei lui Dumnezeu. Ce treabă avea ca el să poarte mânia lui Dumnezeu? Asta a fost misiunea lui și el s-a învățat să se supună Tatălui și să asculte de Tatăl și să facă misiunea pentru care l-a trimis Tatăl, făcând ceea ce era total contrar naturii sale dumnezeiești. Și a făcut lucrurile acelea. A învățat să facă lucrurile acestea pentru că nu le-a făcut lucrurile astea din veșnicie. Nu le-a făcut tot timpul. El n-a fost ispășire tot timpul pentru noi. El n-a fost întrupat tot timpul. El n-a purtat păcatul tot timpul. El a făcut lucrul acesta, cum spune apoi apostolul în Evrei, a făcut lucrul acesta odată pentru totdeauna. Așadar, versetul 9, și după ce a fost făcut desăvârșit, în ce privință? A fost făcut desăvârșit în procesul acesta prin care a trecut, în a se supune Tatălui și a îndeplini misiunea pe care i-a dat-o Tatălui. Da? După ce a fost făcut desăvârșit în lucrarea aceasta a mântuirii pe care am făptuit-o atunci, nu în veșnicie și nu după aceea, după ce a fost făcut desăvârșit în sensul acesta, s-a făcut pentru tot cei ce îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Da? Și el, autorul încuvințează lucrarea aceasta, spune că a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Deci există, capitolul 5 pune în oglindă pe mari preoți și pe Domnul Iisus Hristos. Slujba marilor preoți, sensibilitatea acestor mari preoți și felul în care ei au fost aleși de Dumnezeu. Îl ia pe Domnul Iisus Hristos și arată misiunea pe care a primit-o de la Dumnezeu cu cele două citate, maturizarea, procesul acesta de maturizare prin care a trecut Domnul Iisus Hristos și prin care s-a dat pe sine în înfăptuirea mântuirii noastre, și versetul 9 ne arată rezultatul acestei lucrări. Da? Misiunea pe care a dat-o, procesul prin care a trecut și rezultatul acestei lucrări. Care e rezultatul? Ia auziți ce spune Scriptura. S-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă. Cine sunt cei care sunt privilegiați? Cine sunt cei care primesc lucrarea aceasta pe care el a făcut-o? Cei ce îl ascultă, da? Este o ascultare a credinței aceasta. Dacă crezi, asculți de el, te supui lui, da? Ei sunt privilegiații. Ne arată ce câștigă oamenii aceștia, care e produsul. O mântuire veșnică, ăsta este lucrul care ni se dă. Și apoi ne arată că el este în poziția de a da lucrul acesta. Zice, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă, urzitorul. Urzitorul, cel care le dă, da? Cel care le procură, cel care le face parte de o mântuire veșnică. Așadar, reluăm tot pasajul acesta și încheiem într-o concluzie. Chemarea pentru noi în această dimineață, fie că suntem credincioși aici, fie că nu suntem credincioși în locul acesta, este, dacă nu suntem credincioși, dacă este cineva care nu este credincios, este să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că El este marele preot trimis de Dumnezeu să facă ispășire pentru păcatele omului. De asta. Dacă suntem credincioși, chemarea are două direcții. Să rămânem tare în mărturisirea noastră, să fim credincioși și să apelăm la harul acesta de a avea comuniune cu Dumnezeu. Adică nu doar să beneficiem de ispășirea lui Hristos, ci să beneficiem de ajutorul Lui în fiecare zi, în momentele de ispitire. Și argumentul care ne este dat, argumentul mare în 10 versete din capitolul 5, care ne este dat pentru a face lucrul acesta, pentru a rămâne credincioși, pentru a apela în comuniunea cu Dumnezeu, la ajutorul lui Dumnezeu, la harul lui Dumnezeu, la îndurarea lui Dumnezeu, este că Iisus Hristos realizează mântuirea în noul legământ, care a fost reprezentată în vechiul legământ. Ce au făcut marii preoți este doar o umbră, este doar un tipar, este doar un model, este doar un exemplu ilustrativ la ceea ce s-a împlinit de plin în persoana Domnului Iisus Hristos. Haideți să înțelegem cât de grav este lucrul acesta, și anume avea pe Hristos, care a fost ales de Dumnezeu mare preot, care este singurul mare preot, unicul mare preot,
Un mare preot care este milos, un mare preot care a făcut ispășire pentru păcatele noastre și nu doar a făcut ispășire pentru păcatele noastre, ci ne invită în prezența lui Dumnezeu, o prezență a lui Dumnezeu în care nu ne acuză, o prezență a lui Dumnezeu în care nu ne distruge, o prezență a lui Dumnezeu în care nu ne pedepsește, o prezență a lui Dumnezeu în care nu ne judecă ca să ne trimită în blestem și în foc veșnic, ci o prezență a lui Dumnezeu în care ni se dă har, în care ni se dă îndurare, în care ni se dă ajutor în orice vreme de nevoie. Ce tragic și ce vinovați am fi ca să ne îndepărtăm de acest mare preot. Ce tragic ar fi și ce vinovați am fi ca să ne se prezinte acest mare preot care a suferit într-o asemenea măsură pentru noi. Care a trecut prin acest proces extraordinar de dureros pentru ființa Domnului Iisus Hristos. Ce tragic și ce dureros ar fi și ce vinovați am fi ca să avem un mântuitor, unul care este urzitorul, cel care a procurat o mântuire veșnică, să fie pusă la dispoziția noastră și noi să ne dăm în spate. Sau să fim, cum spune Apostolul în altă parte, să fim nepăsători față de o mântuire așa de mare. Așadar, invitația este dublă. Pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos și nu L-au mărturisit, să lea pe Hristos, El este unica variantă, unica ocazie, unica șansă, unica ofertă, unica cale pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să fim mântuiți. Iar dacă L-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, să continuăm în această mărturisire a Domnului Iisus Hristos ca mântuitor al nostru, ca cel care a ispășit păcatele noastre și în același timp să nu mai neglijăm comuniunea cu Dumnezeu. Acolo este locul în care ni se dă nu doar mântuire, acolo este locul în care ni se dă har, ajutor, îndurare, în vreme de nevoie. Când suntem ispitiți și când slăbiciunea noastră ne-ar face cu siguranță să cădem din nou în păcat. Nu apela doar la iertarea Domnului Iisus, ci apelează și la empatia Lui, la mila Lui, la ajutorul pe care El ți-l poate da în vremurile de nevoie. Noi evanghelicii sau cei noi care venim din reforma protestantă, neoprotestanții sau cine știe ce o mai fi noi, suntem foarte înclinați spre a vorbi despre iertarea lui Dumnezeu. Foarte înclinați. Și ne bucurăm de ea. Și ea face parte din esența Evangheliei. Dar în același timp, ar fi dureros pentru noi, repet, ar fi tragic, dureros și am fi vinovați. Dacă am neglija aspectul acesta al ajutorului pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea, poate să ne-l dea, ne spune că ne-l dă. Prin îndurarea lui, prin harul lui, în vremurile de grea nevoie. Evreii aceștia erau persecutați. Treceau prin perioade extrem de grele. Și îi spun la marele preot la care ați găsit iertare, la marele preot găsiți și ajutor. Găsiți și ajutor. Dacă ne neglijăm rugăciunea, dacă ne neglijăm comuniunea cu Dumnezeu, dacă ne neglijăm comuniunea cu frații, o facem în detrimentul nostru și suntem singurii vinovați de lucrul acesta. Dumnezeu să ne dea putere să perseverăm. Iisus, Hristos ca mare preot, este cheia perseverenței. Amin.